Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 26 februarie, 3 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Bun. În primul rând, este o săptămână în care Capricornul este în evidență, se remarcă. Este o săptămână în care reușești să rezolvi tot felul de lucruri importante pentru sufletelul tău. Da? Că sunt chestiuni legate de un șef, de o instituție publică, că sunt lucruri legate de părinții tăi, sau pur și simplu responsabilități, da? care apar, că asta e viața, da? dar nu sunt negative. E clar că foarte mulți dintre voi o să reușiți să rezolvați. Da? Cumva, Capricornul e stâlpul celorlalți în această săptămână. Cred că e cel mai corect spus așa. Dar eu zic că. Ai înțelepciunea necesară ai abilitățile necesare pentru a reuși să-ți rezolvi foarte multe lucruri. În primul rând, relația cu un copil, relația cu persoana iubită, un parteneria de afaceri aici pot apărea mici mari tensiuni, dar. Capricornul reușește să rezolve ceva foarte important privind o rudă, privind niște acte. Uite, dacă ai examene săptămâna aceasta, dacă tratezi lucrurile cu seriozitate, da, e ok tot înainte. Da? Pe de altă parte, poate să fie și o săptămână, așa cum am zis, în care Capricornul e nevoit să o facă pe profesorul, pe mentorul. Da? Să-i înveți pe ceilalți, să îi ghidezi, să le dai sfaturi, asta este, da? Dar nu, nu vă să fie ceva, ceva negativ, da? Pe de altă parte, poate apărea o oarecare responsabilitate privind un bărbat din apropierea casei sau privind o rudă, privind o persoană foarte apropiată ție, da? Nu știu, omul ăla are nevoie de un sfat, are nevoie de un ajutor și atunci trebuie să mergi să, să rezolvi problema că na, toată lumea se bazează pe tine. Acum ce să facem? Este și o săptămână bună în care uh, reușești să-ți rezolvi tot felul de probleme, atât în casă, în familie, cât și pe partea profesională. Și vezi tu, în primul rând, dai și bani, da? Însă îți intră și bani la rândul tău, adică Capricornul reușește să-și rezolve foarte multe probleme din acest punct de vedere, da? Ai acolo persoane care te ajută, care -ți sunt alături, dar, repet, este și chestia asta cu cheltuielile, dar nu ne neapărat ceva acum negativ, nu știu. E ca și cum îți dai seama că trebuie să-ți mai cumperi ceva în casă, da? trebuie să plătești o factură, nu știu, faci o investiție și îți vin și banii, deci pe toată zona aceasta Capricornul e foarte bine susținut. Bineînțeles că relația asta de iubire, relația cu un copil, relația cu persoanele dragției, acolo să știi că uh, poți avea niște discuții foarte serioase, foarte liniștite, care să te ajute pe tine foarte mult. Uh, finalul de săptămână poate să vină, e adevărat, cu niște surprize pentru tine, destul de mari privind relația de cuplu privind un copil, privind o colaborare, e unica acum vă descoperiți un talent și ziceți gata, ăsta e momentul meu, mi-l pun în practică, investesc, da, că ziceam și de cheltuieli, investesc, îmi cumpăr tot ce trebuie, da, însă mă simt și bine, mă simt apreciat, e ok. Alții vă apucați și vă cumpărați tot felul de lucruri care vă plac, da? Și oamenii din jurul vostru e posibil să se uite cam ciudat la voi și să zică pe bune ți-ai cumpărat chestia asta, dar ei e posibil să nu înțeleagă, dar tu făți acolo poftele aia și fă ce vrea sufletelul tău că e pe bine așa, da. Hai să vedem dragi capricorni arhanghelii ce zic ce trebuie să știți voi. Pentru capricorn da. Avem așa armonia de plină în grup, numerele importante 3, 5, 8, 35, 53, culorile importante albastru, mov, auriu sau galben și mai avem non culoarea gri. Ca și cum capricornul urcă în această săptămână, avansează. Arhanghelul Racuel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Asigur armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ, cât și în cer, și ofer rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care îmi solicită aceasta. Cu alte cuvinte, Capricornul reușește să rezolve o problemă săptămâna aceasta legată de un grup de oameni. Uh, reușești să dai dovadă de înțelepciune. Așa cum am zis, Capricornul reușește să facă niște mici mari minuni săptămâna asta și asta e absolut fantastic. Da? Un grup de oameni, nu știu, că sunt colegii de la muncă, că sunt niște prieteni, că e vorba de rudele tale. Deci ești bine susținut pe așa ceva. A ieșit deja prima carte, dar simt nevoia să mai amestec pachetul. Să vedem capricornul ce trebuie să cunoască 26 februarie 3 martie. Deja intrăm în altă lună, intrăm într-o lună karmică, da. Într-o lună în care se cam face dreptate divină pentru toată lumea și asta na, vine și cu părți bune și cu părți mai puțin bune, dar ideea e că se curăță o karmă și ne eliberă. Hai să vedem Capricorni. Bun a început citirea ok, deci din nou se accentuează ideea de pace pentru capricorn. Foarte multă pace, da, pentru că e adevărat, sunt aici niște persoane mai neliniștite, dar e ca și cum vin la tine da ca la un psiholog ca la o persoană în care ei au toată încrederea. Trei de monede nebunul nouă de bâte aici poate să apară Uh, un eveniment neașteptat privind munca privind zona studiilor e ca și cum nu știu ai emoții pentru un examen sau uh, poate să fie un moment în care uh, capricornul începe să studieze ceva nou, da? Ceva foarte ciudat, ți-am zis, e posibil că ceilalți se uite foarte ciudat la tine, dar nu e problemă, tu mergi acolo unde îți zice sufletul Dacă stai după lume, niciodată nu o să fie bine ceea ce faci, niciodată Așa că e important să fii tu fericit. Doi de spade. Uite, e o persoană aici panicată, e o persoană agitată, da? Și ca și cum tu te duci și calmezi spiritele, tu te duci și ajuți, tu te duci și ghidezi și organizezi. Temperanța la baza manifestărilor tale, o legătură cu un săgetător, dar Capricornul poate avea săptămâna aceasta abilități de vindecător. Atenție, da? Poate să fie și o săptămână în care uh, reușești să te împaci cu cineva sau reușești să aduci echilibrul, armonia într-un anumit spațiu. Pe de altă parte, este un moment aici foarte intens în care e posibil da, să te apuci, să vrei să echilibrezi niște lucruri. Da? Poate e vorba de partea financiară, poate e vorba și de casă, de familie. Pentru că, uite, avem aici regina de cupe în inima ta. Ceea ce înseamnă că tu vei da dovadă de multă iubire față de ceilalți. Da? O să vrei să-i îngrijești, să-i ajuți, să-i sfătuiești, să-i îmbrățișezi. Ți-a zis, o să fii aici, ce să zic, mămica și tăticul tuturor. Dar nu-i nu ceva de rău, pentru că eu văd că e ok. Da? Um, uite, poți avea o legătură și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. În mintea ta, în schimb, avem acest șase de monede care reprezintă un moment în care încerci să găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Așa cum am zis, e ca și cum faci niște investiții, da? Sau vrei să ajuți pe cineva cu o sumă de bani. Um, unii Capricorn, din contra, primiți bani, dați bani la rândul vostru, poate și eu merg la o zi de naștere, dar din punct de vedere financiar, eu văd aici că, nu știu, Capricornul fie împrumuți pe cineva cu niște bani, fie îți cumperi tu ceva. În exteriorul tău avem arcana majoră diavolul, care este cartea de antarot. Deci se pare că tu vei avea o influență foarte mare asupra oamenilor din jurul tău, asupra relațiilor tale, asupra tot ceea ce se petrece. Dar văd și oameni cărora le este teamă, oameni care au niște probleme, personaje ciudate. Avem asul de bâte, deci e clar aici un nou început din punct de vedere personal o nouă activitate, o nouă persoană, cineva care începe să acționeze într-un mod total diferit față de cum a făcut-o până acum. Un prieten, persoana iubită, cineva din familie. Poate să apară și o nouă persoană pentru Capricorn. Um, persoana asta este foarte entuziasmată, da? îi place să trăiască din plin, dar parcă e o persoană fără prea multă experiență, nu știu cum să o zic, și e o persoană mai plictisită, așa, adică acestei persoane Mă nu prea-i place orice. Este o persoană care refuză ajutorul sau o persoană care se închide în propriile uh, idei, în propriile gânduri, în propriile sentimente. Parcă aici cineva aici care nu prea are chef de seriozitate. și <laughs> când vine ca să organizeze, e clar dacă cei care spuși pe distracție și pe alte chestii, nu prea. Da, nu prea. Vă, mă rog, nu prea le place ideea asta de seriozitate, dar nu-i problemă, v-am zis că sunteți omul potrivit la momentul potrivit. Dragi capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc din suflet că mi-ai rămas alături până la final. Sper să-ți fie de folos informațiile și dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit în comunitatea canalului. Da. Uh, Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn da, în această săptămână. Acolo discutăm mai liber, mai altfel. Da? Și de asemenea, dacă vrei, te invit și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo, te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână superbă îți doresc!